Bună și bine te-am regăsit. Am rezolvat o multitudine de exerciții de la capitolul acesta și cu precădere modelul de rezolvare a problemelor cu elevi și așezarea acestora în bănci și aș fi curioasă să văd dacă te-ai descurca și la următorul exemplu. Ia-ți ceva de scris și spune-mi dacă ai obținut același rezultat. Dacă elevii dintr-o sală de clasă se așează câte trei într-o bancă, rămân șase bănci libere și o bancă în care stau doi elevi. Dacă se așează câte doi elevi într-o bancă, atunci rămâne o bancă liberă. Câte bănci și câți elevi sunt în clasă? Dacă notăm elevii cu X și băncile cu Y, vom scrie că atunci când îi așezăm câte trei în bancă, rămâne o bancă liberă și cu banca aceea în care stau doi elevi, dacă o eliberăm, vor fi șapte bănci libere și doi care vor sta în picioare. Așadar, vom scrie X egal câte trei în cele Y minus șapte bănci și vom scrie într-o paranteză plus doi care stau în picioare. Mai departe, dacă îi așezăm câte 2, înseamnă că rămâne o bancă liberă, pe care o vom scădea 2 mulțit cu numărul băncilor Y minus 1. Acestea sunt datele problemei, nu ne rămâne decât să rezolvăm. Cum X este egal cu X, vom egala și membrii drepți a ecuațiilor. 3 pe lângă Y minus 7, închidem paranteza, plus 2 egal cu 2 pe lângă Y minus 1. Rezultă că 3Y minus 21 plus 2 egal cu 2y minus 2. Deci 3y minus 2y egal minus 2 plus 19, de unde rezultă că y egal 17. Numărul băncilor este egal 17. Vom înlocui în oricare dintre ecuațiile de mai sus și aflăm și numărul elevilor. De exemplu, x egal 2 pe lângă 17 minus 1, adică 2 mulțit cu 16 egal 32 de elevi. Aceasta a fost rezolvarea și mă bucur că ai urmărit până la final. Sper că sunt noțiuni pe care le cunoști sau că ți-au fost mult mai bine fixate. Îți urez spor la învățat și fii alături de noi pentru mult mai multe exerciții. Pa, pa!